Invitata mea de astăzi este o femeie frumoasă, deșteaptă și puternică. Este actriță, jurnalist și politician. O combinație inedită. Este și mamă a doi copii. Până acum a trăit multe momente frumoase, dar a avut parte și de încercări. A trecut printr-un divorț și apoi a luat-o de la capăt. Cum reușește să facă față provocărilor din viața personală, dar și din cea profesională? Ce sacrificii a făcut pentru a avea succes? Aflăm chiar de la ea. Doamnelor și domnilor, Lavinia Șandru. De ce nu ați divorțat imediat ce v-ați separat? Pentru că nu-ți dai seama, pentru că vrei ca lucrurile să se îndrepte, pentru că îți pare rău de acel moment frumos de la început. Am suferit și m-a durut. Locuiam separat de el de 5 ani de zile. Ai suferit din cauza asta? Da, că te doare. Cum să nu te doară? Știam că din sărbătorile și întotdeauna, de Revelion el e cu prietenii, e cu altcineva, cu prietenii lui. Și nu, eu mă retrăgeam. Tu ai reușit și ai mai făcut și un copil. Da, chiar mi-a fost teamă că nu o să mai suport să încep din nou o viață de la zero. A fost ceva ce s-a întâmplat așa, efectiv, foarte repede. M-a cerut în căsătorie de la prietene. Este acel om care mă susține uneori din umbră. Cum a reacționat Darius când ți-ai refăcut viața? M-am trezit pe urmă spre seara cu telefon și mi-a zis direct: felicitări! Până am fost în luna 8-a, nu s-a văzut că sunt însărcinată. Și dacă nu s-a văzut că sunt însărcinată, nici nu mi-a zis. Ai avut momente când pur și simplu ai simțit că îți fuge pământul de sub picioare și ai crezut că, nu știu, nu o să te poți ridica? Bună seara, Lavinia! Bună seara, Cristina, și îți mulțumesc frumos pentru invitație. Mamă, ce prezentare frumoasă! Ți-a plăcut? Da, tare mult! Am descris așa cât de cât corect un pic, să zic, viața ta, personalitatea ta. Da! Cu ce ești de acord și cu ce nu ești de acord din descriere? În facultatea de teatru mi se spunea că nu există ceva corect. Există adecvat, inadecvat, corect. Bun, ce e adecvat și ce e inadecvat. E totul adecvat, da? Să știi. Bun, mă bucur atunci. Uite, vreau să începem așa, că am spus că ești, ești jurnalist, actriță și politician. Da, sună foarte interesant. Și combinația asta mi se pare incredibil. Când erai mică, ce ți-ai dorit să fii din cele trei? Când eram mică, îmi doream să fiu actriță. Ok. Pentru că nu știam să cânt. Și atunci mă gândeam că singura mea șansă să ajung la televizor, că ne uitam la televizor, copii fiind, singura mea șansă să ajung la televizor este să fiu actriță. Să joc în filme, să joc în piese de teatru transmise la televizor și în felul ăsta mă vede lumea. Altfel, n-am ce să fac. Pentru că de cântat nu prea puteam să cânt. Am încercat odată, de fapt am încercat eu de mai multe ori să cânt. Odată chiar am participat la un carnaval. Da. Eram într-o tabără de vară, tabără pionierească, cum era atunci, cu cei mai buni elevi ai județului. Și la carnaval, la concursul pentru care ne pregăteam pe tot parcursul taberei, ca în ultima zi să participăm la acest minunat concurs cu mască și fără mască, mi-am ales să fiu o prințesă și să cânt un cântec. Bineînțeles că am reușit să iau premiul, mențiunea a treia la aplauzele publicului, adică ultimul premiu din ultimul premiu. Și mi-l amintesc atunci pe tata, care mi-a zis că data viitoare să-l ascult puțin și pe el, că dacă mi-a spus că n-am voce, chiar n-am voce, și să nu mai insist. Și în anul următor l-am ascultat. Tata fiind profesor de matematică, era foarte riguros, dar m-a învățat să și recit, era și un foarte bun pictor, scria și foarte frumos și mi-a pregătit el așa o poezie frumoasă. M-a costumat într-un clown trist. Okay. N-am mai cântat, n-am mai fost prințesă, am fost, cum ți-am zis, un clown, am recitat poezia scrisă de tata și am luat trofeul. Uite. Deci, ți-a dat curaj să urmezi
calea asta a actoriei? Nu neapărat. Inițial am vrut să mă fac profesoară de fizică, pentru că îmi place foarte mult fizica, așa cum citesc seri la rând fizică cuantică. Serios? Da. Deci înseamnă că ai și o minte foarte bine structurată așa, matematică. Pe casetul, n-aveai cum dacă tatăl tău a fost profesor de matematică. Da, tata profesor de matematică, mama profesoară de română. A, deci atunci combinația perfectă. Da. Câte exigență la noi în casă. Și ce au zis ei când le-ai spus că vrei să faci actorie? A fost complicat, pentru că, îți spuneam, inițial am vrut să fiu profesoară de fizică, au fost de acord, pentru că mama profesoară, tata profesor, era bunicii învățători, era toată lumea de acord cu un astfel de parcurs pentru mine. Pe urmă am zis că nu mai fac profesoară de fizică, mă fac avocat. Bun. Că era la modă. Era la modă, da. Era foarte frumos, îmi plăcea istoria, am fost olimpică la istorie, toată lumea mândră de cât de pregătită voi fi eu ca să fiu un mare avocat. Într-o zi, stând eu de vorbă cu profesoara mea de filozofie și spunându-i că vreau să devin avocat, mi-a zis să mă duc într-o zi până la tribunal să văd cum e acolo, să văd dacă mi-ar plăcea să îmi petrec viața. De-abia am reușit să intru în clădirea tribunalului, așa aglomerat era. Era și o căldură de nedescris, m-am dus într-o sală, nici n-am găsit loc, am stat acolo înghesuit, am zis, cum? Eu și avocații săraci înghesuiți stăteau acolo lângă mine, adică... Da. Știu cum e, că și eu am făcut dreptul și am fost la tribunal, deci și nu e o atmosferă tocmai și atunci plăcută. Am ieșit de acolo cum am putut. Și am zis, numai puțin, nu așa e în filme. Da, exact. Și atunci mi-a zis o prietenă, băi, numai puțin, tu vrei să fii avocat din ăla în filme și în spectacole de teatru? Și-a... Păi da. Păi atunci de ce? Atunci tot la teatru. Și din momentul ăla am început să mă pregătesc pentru teatru. Tata n-a fost, n-a fost de acord. A fost foarte supărat pentru că el a zis că m-a pregătit toată viața să ajung ceva. Ceva? Nu să mă duc la... Mai ales că era o spaimă, cel puțin în generația părinților mei, că la teatru ajungi să dai o viață întreagă și nu reușești. Exact asta voiam să spun. Eu, din ce știu, că admiterea era destul de complicată la teatru. Așa se spunea, că ajungi să dai de 4, 5, 6, 7 și ori. Cum a fost la tine? Am intrat din prima. Din prima. Da, n-a crezut nimeni. Erau toți pregătiți să îmi găsească un loc de muncă, să ajung să fac ceva, pentru că era clar, nu o să intru. Și de fapt a și fost foarte interesant. Au fost 6 locuri la fete, 6 locuri la băieți și eu am intrat a 7-a la fete. Adică s-a suplimentat numărul de locuri. Profesorul de la clasă, Constantin Dorjan, Dumnezeu să-l ierte că a plecat dintre noi, mi-a și spus atunci că a suplimentat numărul de locuri cu locul meu ca să mă primească în facultate, pentru că atunci când am susținut monologul și am interpretat-o pe Ioana Darc, am arătat că și eroi sunt oameni. Da. Deci m-a salvat Ioana Darc. Perfect. Cum ai ajuns în politică? În politică... Bine, ai fost în mass media. Da, ai mai întâi așa. De facultate, sau cum a în fost? Anul de facultate, la sfârșit, a venit la Târgu Mureș, că eram la Târgu Mureș, da. A venit la Târgu Mureș primul radio privat, UniPlus. De fapt, aici în București se numise Unifan, dar prima rețea de radio privat în România s-a numit UniPlus. Și a ajuns și în Târgu Mureș, sigur că informația a circulat repede, am fost căutați noi câțiva de la teatru, ne-am întâlnit și am intrat în echipa de la radio. Și ți-a plăcut? Foarte mult. Foarte mult. Foarte, foarte mult. Dar nu-mi plăcea partea de politică. Mie îmi plăcea să fac emisiuni culturale, să fac emisiuni sociale, să fac emisiuni despre femei, pentru femei, emisiuni de beauty. Astea mi se păreau mie mai interesante. Și emisiunile politice le făceau băieții. Da. Că ei erau pasionați de politică. Și nu numai că erau pasionați, dar acum, să fim sinceri, cam așa se întâmpla. Nu e complicat. Păi nu e complicat, dar așa și publicul aștepta să vadă un bărbat să modereze o astfel de emisiune sau să asculte. Eu stând, mai ales pe vremea aceea. Stând la un moment dat
în redacție și ascultând ce se vorbește pe post, era un politician invitat, nici nu mai știu cine era și nici nu mai contează, și ăla nu spunea nimic. Vorbea deja de o jumătate de oră și nu spunea efectiv nimic. Dar știi ce înseamnă nimic? Păi, dar sunt mulți care... Ei, și asta i-am spus și eu vorbesc colegului nostru când a ieșit. I-am zis, mă, nu-s mai frumoase emisiunile mele, că vorbim lucruri concrete, da, cu care ne ciocnim în fiecare zi. Omul ăsta, ci că politician, ci că ăsta ne hotărăște nouă destine. N-a spus nimic o oră întreagă cât a stat la tine în emisiune. Mă, dar nu e rușine. Nu e rușine, da. Și zice el, mă, să știi că nu e rușine. Dar știi ce? Cred că tu zici foarte bine ce spui. Ia să ne gândim serios dacă n-ar fi momentul să ne facem noi politicieni. Pentru că de multe ori pe mine mă roagă politicienii să le scriu ce să citească aici la radio. Mi s-a întâmplat și mie așa, când a murit Dumnezeu să-l odihnească Coposu, a venit șeful filialei locale pe NCCD și nu știa ce să zică. A trebuit să-i faci m-au trimis și pe mine răspunsurile? Da, și am zis, bine, luați foaia asta de hârtie, pixul și vă dictez eu ca să scrieți, să puteți să intrați. Da, și am zis, mă, e momentul să se mai ducă oamenii ăștia acasă și să vină ăia care chiar fac treaba. Da. Pentru că e bătaie de joc. Care, apropo de lucruri concrete, așa, noi avem aici două cutii, da, în care se află niște întrebări concrete. Să știi că le-am urmărit în... Destul de, să zic așa, directe. În podcastul tău. Da, mulțumesc. În cutia aurie se află o întrebare despre bani din zona aceasta. Așa. Și în cutia roșie se află o întrebare din zona sufletului. Ia, să începem cu sufletul. Dar nu vreau să le deschidem acum. Vreau okay. să mai așteptăm mai spre finalul Bine. Emisiunii, pentru Bine. Că avem multe de povestit și o să vezi că timpul trece foarte repede și vreau să valorificăm fiecare minut. Și te-ai apucat de politică. Așa. Cu dragostea cum stăteai pe vremea aceea? Nici nu aveam timp de așa N-aveai ceva. Timp de așa și așa nici ceva. Nu mă gândeam la așa ceva. Pentru că mi se părea că întâi trebuie să ai o carieră, să-ți construiești până la urmă viitorul așa, pas cu pas, uite da. Că a ajuns un stereotip. Dar așa e. Ne vine să nu mai folosim, așa. Și pe urmă, să, după ce ajungi cineva, să te gândești la o familie, să, chiar n-aveam timp. Deci, iarăși îmi amintesc un moment frumos, era vară, cald. Și nu te îndrăgosteai, că la vârsta aceea știi cum e. Ba da, da, foarte repede mă plictiseam, știi? Adică îmi plăcea cineva, stăteam de vorbă și vedeam că nu se ridică la ce nivel voiam Dar ce eu. Așteptări aveai adică, tu? Adică, nu știu, să-mi povestească, să-mi zică din Cannes, să-mi zică din Schopenhauer. Deci mi-aduc aminte că mă pregăteam pentru examenul de filozofie. N-am vrut să-l dau în vară, că am considerat eu că nu știu chiar de 10. Și cum să nu iau 10? Adică îmi strica media. Nu, că nu voiau să ne mărească media de la 9 la 10, că spuneau că e paranoia. Și cam așa e. Și atunci am zis, nu-l dau în vară și o să-l dau în toamnă și iau 10. Și toată vara eu n-am învățat decât terminasem anul 2 de facultate. Era trecerea din anul 2 în anul 3. Și toată vara am stat și am învățat la filozofie. Și era vară cald, foarte frumos. Și mi-l amintesc pe profesorul meu de la actorie, care și el deja între timp venise în radio și își schimbase numele și avea și o pastilă în fiecare seară. El își pregătea pastila serii și se uita la mine cum iarăși mai, nu mai știu ce aveam eu de învățat despre frumos, estetică și a evoluat frumosul de-a lungul timpului, filozofii cum îl văd din diverse unghiuri. Și învățam eu acolo și zice, Doamne, mă, la bine, uite, mă uit așa, ce fată drăguță, frumoasă, deșteaptă ești tu și tu în loc să fii pe câmpuri, prin păduri, să te cu băieții, dar stai așa mă, și înveți filozofie lângă un boșoroc, așa ca mine, zic, nu sunteți boșoroc, zice, zic și eu așa, dar tu chiar filozofie faci la ora asta? E, uite, asta a fost. Și totuși a venit momentul când ai ajuns să te căsătorești. Da, da. În politică s-a întâmplat. Da. În politică. Chiar am râs că... Deci politica, deci activitatea ta politică, când era cel mai, nu știu, la punctul culminant, așa, cam atunci s-a întâmplat când te-ai și căsătorit? Eram în campania electorală din 2004. Eu candidam la primărie la Târgu Mureș. Da. Și viitorul meu soț candida la primărie la...
la Slatina. Și cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut la partid. Ok. Ne-am cunoscut la partid, se pregăteau fotografiile. Se pregăteau fotografiile pentru campanie, da? Da. Știu că mi-a atras atenția Darius. La un moment dat, așa, eram mai mulți la masă și discutam că acum, dacă m-am hotărât să candidez la primărie, să nu mai port ochelari de soare. Că, da, electoratul trebuie să-mi vadă ochii. E păi, domnul, că mă ia la rost. Deci, ia auzi, el ți-a zis nu așa? Nu port ochelari. Da, okay. Interesant. Zic, da, dar pe urmă oricum nu mi-a mai venit. Așa nu mai îmi venea să îmi pun ochelari. Că zic, uite, cine știe? Zic, poate că la fel ca el gândesc și alții. Că și, alții. Eu, și într-adevăr, știi? Da, cumva electoratul, ca și cum da, să zic nu că te ascunzi. Nu vrea să fii departe da. De el. Vrea să fii acolo, să-ți care vadă fost, ochii, cum, privirea, sufletul. Cum s-a ajuns să fiți împreună? Îți mai amintești? Și... cum a făcut? Cine a făcut primul pas? Da, nici nu mai știu așa cum a fost. Dar ți-a plăcut de el? Adică a fost așa ceva, da, a fost între, ceva la primele... Ce... Da. Efectiv, întâlniri a fost, de priviri sau ceva de genul? A fost ceva ce s-a întâmplat așa... efectiv, foarte repede am ajuns, ne-a chemat pe noi câțiva. Bine, eu n-am ieșit primar la Târgu Mureș și el a ieșit da. Primar la Slatina. Eu și candidasem, de fapt, ca să fie cunoscut partidul. Nici eu nu eram cunoscută, nici partidul nu era cunoscut acolo. Da. Deci, dar candidasem să cresc partidul. El a ieșit atunci... primar pe Alianța, da, dacă nu mă înșel, la Slatina, da, și pe urmă în Slatina nu erau nici cinematografe, nu era nimic, era... Și ai vrut să te dea o mână de ajutor? De la zero, da, și a apelat el la o echipă de comunicare să mergem să-l ajutăm și așa am ajuns noi acolo să îl ajutăm, practic. Să-i facem proiecte, da, și efectiv ne-am reîntâlnit. Și a fost și, așa o nebunie sau ușor, ușor? Și din momentul ăla am rămas, da. Ați rămas am rămas cu el, da. Și v-ați căsătorit rapid sau a durat ceva până... Nici n-a durat anuncă. Așa de mult. Am citit asta că ați avut trei nunți. Da, asta a fost în vară și deja în iarnă m-a cerut în căsătorie. Deci a fost dragoste din aceea, da. Cu foc. Și a fost drăguț că m-a cerut în căsătorie de la prietene. Nu pot să cred păi așa da, ceva. Pentru că l-a cerut voie lor? Da, eram în București, eram cu prietenele mele și prietena cea mai bună, Corina Drăgolinescu, e un om atât de sufletist, atât de dornic să ajute, să facă, să așa. Și era ca o mamă pentru mine aici în okay. București. Și în momentul în care m-a cerut Darius, Corina a început să plângă. Vai. A zis, Doamne, am emoții. Da. Tu ai fost da. Emoționată atunci? Da. Da, da, recunosc că... Bine, acum, așa. Pentru că, da, a survenit divorțul după da, aceea. Da, a survenit divorțul pentru că... E ce greu n-a mers? Îți spun ce n-a mers. E greu. Ați să fost pui... 10 ani împreună. Da. Aveți o fetiță împreună. Da, 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 da. Câți ani are? Sara are 16 ani. Ba, e mare. Da. Mulți înainte. E foarte greu să ții două săbi într-o teacă. Știi? Doi oameni care sunt făcuți să fie în prima linie, doi oameni care, mai ales cum eram noi amândoi pe zona politică. Dar de ce a survenit ceva competiție? Că știi că există problema asta cu competiția există în cuplu. Există o anumită competiție. Și va fi uite, tu ai simțit, de exemplu, pentru că el era în prim plan, mă rog, era primar, așa, ai simțit că tu nu poți să-ți faci păi drumul tău? Nu, n-am simțit că nu pot. Eu îmi făceam. Îți făceai, dar... Eu cred că dar, cumva nu puteai să fii liberă. Acum să fim sinceri. În fiecare zi se spunea, uite, soția ta a zis asta, soția ta ne atacă exact. Partidul, nu aveai libertate, soția ta ne calcă în picioare, soția ta dă în președintele nostru, pentru că eu am fost prima care l-am atacat pe Traian Băsescu. Când Traian Băsescu a ajuns președinte al României, am fost prima. Și lucrurile astea practic au dus da, la... Da, mă rog, deci primul m-a atacat el pe mine. Da, să fim corect. Bine, tu ai avut meciuri da, de dus și da, cu Vadim e. Tudor o, și Doamne, cu... Da, le-ai găsit, le știu. Dar le știu, da. Le-am prins. Le da. Știu. Da, așa e. Dumnezeu să-l și, ierte, să-l da. Odihnească. Și așa a fost. Știi? Adică... Și lucrurile astea au contribuit la
separare? Au discut discuții? N-am mai mers, pentru că... Pentru că voi v-ați luat din dragoste, că până la urmă nu v-ați luat din alte motive. Sigur că da, numai că nu este suficient, să știi. E nevoie într-un... Am suferit și m-a durut. Ai fost înșelat? Nici nu mi-am pus problema. Efectiv, noi ne-am separat, eu deja... Când ne-am despărțit, deja locuiam separat de el de 5 ani de zile, așa că nu mi-am pus problema ce se întâmplă. Eram tristă că s-a răcit totul între noi. Da, ai simțit că avea relații și cu alte femei? Noi, efectiv, nu mai locuiam împreună de 5 ani de zile. Da, măcar până la să vă separați, în fapt, așa. Adică ai avut probleme de infidelitate? Ca să spun, colegii din mass media n-au mai dat telefoane. Știu, am citit că... L-ar fi surprins, că ar fi făcut, că ar fi dres. Na. I-am rugat frumos să mă lase în pace și să țină cont de faptul că suntem colegi. Ai suferit din cauza asta? Da, că te doare. Cum să nu te doară? Și atunci mi-am dat seama că pentru ca un cuplu să funcționeze, e nevoie ca el și ea să se completeze, să se ajute. Dacă unul e în față, celălalt să fie construit de la Dumnezeu, a sta în spate și a-l sprijini pe cel care e în față, iar cel din față să-l sprijine pe cel care e obișnuit și e construit să stea în urmă. Și în felul ăsta cuplul funcționează. Și așa mă mândresc eu că am reușit să, cu mintea asta, să îmi fac familia de acum. Sigur, cu Darius sunt în continuare prietenă, foarte bună, o creștem. Ca să încheiem subiectul cu prima căsnicie. De ce nu ați divorțat imediat ce v-ați separat? Pentru că nu-ți dai seama, pentru că vrei ca lucrurile să se îndrepte, pentru că îți pare rău de acel moment frumos de la început. Știi? Așa cum ai zis, v-ați căsătorit pentru că vă iubeați. Da. Și atunci te gândești că poate nu e chiar așa cum văd eu, poate că se vor schimba lucrurile, poate că ceva nu merge, dar... Ai sperat o să se regleze? Sperăm toți, lucrurile. Întotdeauna, așa am sperat și eu, dar n-a fost. Efectiv, uneori aveam senzația că trăiesc așa într-un fel de Matrix. E o realitate paralelă. Nu era grea acea perioadă? Ba da, era greu. Pentru că nici nu știi la ce te aștepți. Era greu. De exemplu, întotdeauna știam că din sărbătorile... și întotdeauna, de Revelion el e cu prietenii, e cu altcineva, cu prietenii lui. Și nu, eu mă retrăgeam. În general ceream să am emisiune, să fac emisiune de Revelion. Să fac eu, să fiu pe post de Revelion ca să... Da, așa, n-a mers. N-a mers... Și totuși cine a cerut divorț până la urmă? El sau tu? Am divorțat de comun acord. Am divorțat de comun, nu mai știu cum a fost, la un moment dat am zis împreună, e momentul să... Da, pe vremea aceea era cu la notar, așa, deja era... Da. Am considerat că e mai bine așa pentru toată lumea, am fost de părere amândoi că trebuie să facem în așa fel încât Sara să nu sufere. Cum ați gestionat partea asta? Mamă, am avut așa mare emoție, că am vrut neapărat să nu sufere Sara. Ea avea o legătură strânsă și cu tine și cu tatăl ei? Sigur că da. Sigur că da, și cu părinții mei și cu părinții lui și acum. Poate mai mult. Da, și acum. Sara ne iubește pe toți la fel de mult ca așa am învățat-o. I-am spus așa, încet, încet, că uite, noi ne separăm, că stă și cu mine, stă și cu el, să nu se supere, să... Încercăm încet, încet să ne facem viața mai departe. Ea va avea tot timpul și sprijinul meu și sprijinul lui și orice are nevoie să-mi ceară mie, să-i ceară lui. Noi oricum o să comunicăm tot timpul și așa și am făcut, așa și facem tot timpul. Cum e vorba de Sara, ne punem imediat de acord ce facem, cum ne organizăm. Te vezi cu studie comună. Da. Și a stat și la tine și la tatăl ei? Da, stă și la mine, stă și la el. Acum sunt, ei împreună, sunt în Italia, sala e acolo la British School în Milano. Da, e și mare deja. Da. A fost drăguț pe pandemie, că a venit încoace, în vacanță, a crezut că o să stea la mine o săptămână și a stat 4 luni. A stat la tine? Da, normal.
nu s-a mai întors în Italia, a stat la mine, 4 luni, a fost foarte frumos, au fost foarte, foarte frumoase lunile alea. Deja și frățiorul ei avea câțiva anișori, deja avea 3 ani Caius, am stat așa între 4 pereți, dar ne-am înțeles foarte bine. Evident că un divorț aduce suferințe, indiferent... Da. Cât de puternic ești, tot. Da, și cât de puternic ești, și chiar dacă, nu știu, e de comun acord, de comun acord știi cum e. E de comun acord, dar tot să ajungi în momentul acela, tot se întâmplă niște lucruri nu tocmai plăcute. Că dacă era totul în regulă, nu exista divorțul. Sigur. Dacă totul mergea bine, nu se ajungea la divorț. Așa că, cum povestești tu și dacă privești așa din afară lucrurile, povestești așa cu o relaxare, parcă a fost totul foarte simplu și foarte echilibrat și că ai reușit toate lucrurile să le faci așa cum trebuie, astfel încât toată lumea să fie ok, să nu sufere. Ai trecut într-un episod de depresie sau, nu știu, tristețe, anxietăți din cauza asta? Depresie, cred că e mult spus. Tristețe, cred că avem cu toții. Asta cu depresia ține de cât de antrenat ești și cât de antrenată ți este mintea să depășească diverse obstacole. E un lucru pe care noi trebuie să-l învățăm, e un lucru pe care părinții și bunicii noștri îl știau. Pentru că, și sunt convinsă că și, că, uite, mi-e place foarte mult să vorbesc de cum am avut și cum avem viața de o parte și de alta Prutului. Da. Și cred că la fel și, așa e, și da. La voi. Exact. Nu exista povestea cu depresie. Exact, nu exista. Lumea... Și cum adică să intri în depresie? Atâta treabă avem, atâta muncă. Deci nu, părinții mei, bunicii mei nu-și vedeau capul de treabă. N-aveau timp să intre în depresie. Chiar citeam la un moment dat despre diverse studii cu pensionari care ajung la depresie. Și eu ziceam să facă un schimb de experiență și, sau să vină în locul pensionarilor din țara noastră și ai noștri să meargă în țările alea exact. Occidentale, unde au timp de depresie, să vadă cum își revin, pentru că aici pensionarul nostru e preocupat să-și plătească întreținerea, să își ia medicamente, eventual să-și ajute copiii cu nepoții. Exact. Nu e timp. De... Deci dacă ți umpli timpul cu o mulțime de activități, nu ai timp de depresie. Tristețea nu are cum să nu apară, că suntem oameni, nu suntem roboți. Corect. Dar dacă reușim să ne mobilizăm și să găsim acea părticică din noi care să ne facă să mergem mai departe, ne ajungem la depresie, găsim soluții și chiar câteodată ne uimim noi pe noi de ce soluții bune găsim. Știi? Pentru că în momentul în care spui gata, iau totul de la început, sunt deschis spre a mi se schimba viața, viața ți se schimbă, că Dumnezeu te vede. Și El de acolo de crezi în Dumnezeu? Da, cum să nu cred în Dumnezeu? Da, cum să nu? Ai avut momente când pur și simplu ai simțit că îți fuge pământul de sub picioare și ai crezut că, nu știu, nu o să te poți ridica? Da, dar pentru că Dumnezeu a fost acolo, lângă mine, efectiv am simțit că momentul ăla e foarte scurt. Care a fost cel mai greu moment din viața ta de până acum? Uite că mă și gândesc, un moment foarte greu a fost în vară când l-am pierdut pe tata. Pentru că tata a fost lângă mine tot timpul. Și de la el am învățat foarte, foarte multe. Am trecut prin multe împreună, m-a susținut tot timpul. De la primele lucruri pe care le-am învățat în școală până la felul în care îmi pregăteam emisiunile. Îl sunam pe tata și ne sfătuiam. Uite, aș vrea să dezbat chestiunea asta, tu ce părere ai? Că-ți spuneam, tata și scria poezii, tata scria și proză, de multe ori și cât am fost în politică îmi scria și discursuri, ce ar fi bine să punteze asta, asta și asta, cu rigoarea aia profesorului de matematică, e bine să spui și de asta și de asta la altă, sau ar fi momentul acum să te adresezi profesorilor, pentru că știi, ei te percep ca pe un copil de cadre didactice, e bine să-i susții, să-i ajuți, să vadă că ești lângă ei. Da, și au fost 5 ani grei. A suferit, da, pentru că a avut un cancer. Și ne-am luptat mult cu
cu tratamente inventate în ultimul moment, știi cum, cauți de fiecare dată ceva nou. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi l-a dat și că l-am avut atâta timp lângă mine și m-a susținut și m-am putut bucura de așa un tată. Pentru că de multe ori îmi spuneau colegii care veneau la mine și în facultate și pe urmă că, Doamne, ce om extraordinar e tatăl meu și ce bucuroasă trebuie să fiu că am un astfel de tată. Așa că atunci când a plecat, m-am gândit că trebuie să fiu bucuroasă că el a fost lângă mine și că l-am avut atâta timp lângă mine și am putut să mă bucur de un astfel de tată, că poate nu oricine are posibilitatea să aibă un astfel de părinte. Și de multe ori când citesc câte ceva sau mă documentez în legătură cu ceva, zic, asta știu că i-ar fi plăcut mult lui tata și eu cred că de asta mi-a căzut cartea asta în mână. Foarte frumos. Da. Da, într-adevăr, ai fost binecuvântată să ai un astfel de părinte. După ce ai divorțat, ai avut puterea să-ți iei viața în mâini și să-ți refaci viața. Adică n-ai fost genul de femeie care a zis, gata, nu mai trebuie. Că sunt și situații de genul ăsta. Sunt situații de genul ăsta și nu mai au curajul să își întemeieze din nou o familie din cauza, să zicem, eșecului. Și tu, totuși tu ai reușit și ai mai făcut și un copil. Da, chiar mi-a fost teamă că nu să mai suport să încep din nou o viață de la zero alături de cineva, pentru că știi, începi să ai tabieturile așa tale. De cum vine mie să zic, de domnișoară bătrână. Nu mi-atinge asta. De ce ai mutat aia de acolo, de pe colț? Pentru că stătea așa cartea și carnetul. Și, mamă, covorașul ăla nu acolo trebuia să stea. Și ce-i cu farfuria acolo? Și, nu, deci ajungi efectiv să fii observat. Casa mea devenise o farmacie. Mama, când venea la mine în vizită, zicea că arată casa mea ca o casă nelocuită. Atât de curat era și toate erau puse deci la locurile lor. Era exact ca într-o farmacie. Și eu eram cu... Ajungi, știi, că aproape că înțelegi pe ăștia care ajung să aibă probleme. Da. Dar și... doar lucrurile acestea ți era frică sau ți era frică de un nou eșec? Sau nu mai aveai încredere? Nu m-am gândit. Deci, în primul rând, la asta, ca să vezi că te luam pe niște... Nu ți-era frică, nu știu, să încerci din nou, practic, o relație? Adică, mai credeai în bărbați? Credeai în instituția asta căsătoriei? Nu, în asta nu mai credeam. Nu mai credeai? Nu. Și nici nu mai impuneam problema. Dar, la început, eram și puțin deranjată că ar putea cineva să mă întrebe la ce oră vin acasă. Voia libertate de plină. Da, știi? Și pe urmă, că întâi așa am văzut lucrurile. Și pe urmă am zis, măi, acum, na, hai să vedem dacă aș mai putea. Dar acum n-ai fost mai greu de cucerit? Na, că deja erai o femeie care trecuse printr-o experiență. Sau, din potrivă, mă refer la actualul soț. Ba da, pentru că știi cum e... ajungi să fii extrem de aveai mai multe criterii. Da. Ești pretențios. Nu-ți convine nici aia, nici aia. Deci reveneam, știi, reveneam eu la mine cea de care îți spuneam la început. Stăteam de vorbă cu cineva puțin și... Na, nu și e. Ce a trebuit să facă actualul tău soț ca să te cucerească? Care a fost gestul lui determinant? Eu m-am ocupat... de asociațiile românești din străinătate, în special din Spania și Italia, și pe el l-am cunoscut la Roma, fiind prim colaborator al ambasadorului, numărul 2 în ambasada noastră la Roma. La Roma. Și l-am cunoscut la un eveniment și după ce s-a terminat acolo evenimentul, efectiv că am
Adică după ce s-a terminat evenimentul în sala mare, unde erau 8.000 de oameni și așa, ne-am mutat undeva la un restaurant unde am stat de vorbă, s-a mâncat, s-a socializat. Da. Mi-aduc aminte că erau și băieții de la Proconsul. Cântaseră pe scenă în seara și râdeam cu ei, povesteam, haideți să ne așezăm la masă. Ei, eu m-am așezat la masă, că și acum mi-aduc aminte, m-am așezat la masă cu o colegă de-a mea, producătorul evenimentului, în dreapta, în față erau băieții de la Proconsul și aici erau două locuri libere. Nu m-am gândit să pun pe cineva ca să nu mă streseze nimeni, să mă lase, că prezentasem spectacolul, eram obosită, da, chiar nu mai aveam... Te consumați, da, da. Nu mai aveam chef de discuții în seara aia cu socializare, necunoscut. Da, da. Să faci cunoștință. Eram în față doar băieții de la Proconsul cu care ne știam de o viață, cu ei glumeam, râdeam. Și nu mai văd pe domnii de la ambasadă. Aoleu, zic, nu m-am gândit să pun pe cineva aici. Da. Asta e. Și întreabă. Mă întreabă Andrei. Zice, e liber aici? Mă uit așa și zic, e liber. Mă întorc spre colega mea, spre Gina și zic, asta e, ce să mă gândit. Și se așează Andrei cu colegul lui. Și vreau să spun că am râs toată seara. Deci atâtea glume a putut să facă. Dar am râs toată seara. Am comentat, am analizat o mulțime de lucruri. Era conectat cu tot ce se întâmpla în Italia. Era culmea să nu fie, da. M-am lămurit în legătură cu tot ce era acolo. Tot ce am vrut să știu de comunitate, de politica italiană, de tot. Și totul spus așa, ca la o emisiune de divertisment. Super. Încât am râs că după ce am terminat masa și ne-am pregătit să plecăm, i-am zis și nu-mi cer numărul de telefon. A plăcut de el. Da, și mi-a cerut numărul de telefon și iată-ne împreună deja de... Avem un copilaș de 6 ani. Mulți înainte. Da, și Caius a venit că a vrut Dumnezeu, efectiv a venit. V-ați propus sau s-a întâmplat? Nu, efectiv s-a întâmplat. Era cumva cum îi spun Sarei, pentru că ea e o posesivă. Da, da și e normal. Majoritatea, primii copii, da. Așa sunt. Și i-am spus Sarei, deja știam că va fi băiat. Băi, i-am spus când am fost sigură că e tot în regulă și i-am zis Sarei, zic, uite, ce părere ai, cum ar fi dacă ți-ar aduce Barza, așa, mă rog, nu mai știu că i-am zis cu Barza, da. Că deja, dar dacă ai avea un frățior. Și era seară când i-am spus, nu mi-a răspuns nimic, ne-am culcat. Nu știu ce, am văzut că schimbă vorba, n-am vrut să supăr, am lăsat-o. Și a doua zi a adus ea vorba. Mama, știi că mi-ai spus aseară? Zic, da, dacă te-am văzut că nu vrei să spui nimic, n-am vrut să te... Păi nu, spun. Să știi că mi-aș dori un frățior. Oh, ce drăguț! Zic, foarte frumos. Dau o surioară să nu întindem coarda. Păi să rămâne singura fată în familie. Și așa a fost. Foarte, foarte bucuroasă. S-a născut frățiorul, a venit la spital, a învățat să-l schimbe, să aibă grijă de el. A fost și e foarte, foarte responsabilă, îl iubește enorm pe Caius, iar Caius o iubește enorm, enorm. E Sara mea. Așa, știu. Așa, știu, da? Cum se raportează copiii mai mici la frații mai mari. Deci e Sara ca un mea. Soare pentru ei. Și eu m-am bucurat că am reușit să o facem pe Sara să se simtă acasă și când e cu mine și cu Andrei și când e cu Darius și cu prietena lui. Adică asta vreau să te întreb. Să fie acasă. Fostul tot și... care a făcut viața? Da. Da, și are și el alți copii? Nu are alți copii. Eu am încurajat-o pe Sara să fie aproape de prietena lui Darius și așa cum vorbește cu mine și cu Andrei, să vorbească și cu Darius și cu prietena lui, să efectiv să fie în două case. Că da. Acum așa s-a construit s-a totul. Construit. Da. Sigur. Cum ai și reușit? Chiar a fost foarte drăguț când bona băiețelului o întreabă pe Sara odată dacă ea nu și-ar dori, nu mai știu de ce a întrebat-o, dacă ea nu și-ar dori să se împace părinții ei. Și Sara a zis, nu,
Păi tu nu-ți dai seama că atunci ar trebui să dispară și Andrei al lui mama și Andreea lui tata? Nu pot să cred. Nu, deci, nu vreau. Pe actuala parteneră a fost da, pe soț, da, da, o cheamă Andreea și pe da, partenerul da, tău, pe soț, în aceeași zi le zicem la mulți ani de ziua de lume. Super. Da. Și, dar cum ai reușit tu? Că de fapt de tine a depins. Acum să fim serioși, că de obicei depinde de femeie. În familie, în general, multe lucruri depind de femeie, mai ales în situația asta, să faci în așa fel ca toată lumea să fie bine cu toată lumea. Nu este așa simplu. Nu este simplu, dar trebuie să fii generos. Dacă vrei binele celor pe care îi iubești, tu trebuie să fii generos și să treci peste lucrurile mici. Pentru că altfel, cum să zic, ele în timp oricum se așează. Ele în timp oricum se ajunge aici. Că n-ai cum altfel să... Tata avea o vorbă, uite, tot îl pomenesc, timpul le rezolvă pe toate. Deci timpul oricum ar fi rezolvat, dar dacă ești și tu deștept, rezolvi tu înainte. Ai să fii tu deștept și să rezolvi înaintea timpului. Și toată lumea are numai de câștigat și e mai puțină suferință. E mult... Nu știi că întotdeauna sunt filmele alea frumoase în care vechea soție se mergeți întâlnește. Mergeți în vacanțe și... împreună? Nu, nu a fost. Dar ne întâlnim, ne-am mai întâlnit. Nu a fost să mergem în vacanțe împreună, dar... Așa am văzut în filme. Da, da, cine știe? Mai avem timp. Da. În România, nu, cred că sunt foarte rare cazurile astea. Sau exista, dar de obicei nu se întâmplă. În vest se întâmplă. Se întâmplă. Da, pentru că știi, în vest, divorțul e ceva firesc. Da. Nu trebuie... La noi e vorba și de anii de comunism în care era interzis divorțul. În care, în momentul în care erai o femeie divorțată, era o pare a societății. Te călcau toți în picioare. Se uitau toți la tine așa ca la o femeie care cere milă. Da. Recunosc că și eu am avut așa câteva momente de teamă în sensul ăsta. Cum vei fi privită de societate? Da. Oare cum o să mi se zică că sunt divorțată? Păi așa, și n-a mai mers. Dar ce, suntem condamnați să meargă? Nu mai merge, nu mai merge. Aia nu înseamnă că tu îl urăști pe acel om. Efectiv înseamnă că n-a funcționat felul acesta de relație. Poate că tu poți să fii prieten sau poate să-ți fie, nu știu, sunt situații în care rămân oamenii parteneri de afaceri. Nu mai sunt soț și soție. Și ce-i? De ce-i, da. Deci... Da, dar odată a fost partea aia romantică. A fost. A fost. Așa este. N-a mai mers, n-a mai mers. Îți spun o întrebare acum. Ce are Andrei în plus față de Darius? Exact ce îți spuneam. Este acel om care mă susține uneori din umbră, alteori de lângă mine, care întotdeauna e mândru. De exemplu, acum e mândru că mă urmărește în emisiune. Știi? Știu că se uită când am seara câte o dezbatere mai complicată. Se uită la emisiune și poate îmi dă și un mesaj. Nu uita asta. Puntează asta. El lucrează în diplomație, că ți-am spus. Da. Acum e pe zona de diplomație culturală. E un om cu care pot să discut orice. Avem pasiuni comune, avem glume comune. Încep o glumă și o termină. Sau începe el o glumă și eu o termin. De multe ori zic, te rog, nu am timp, nu-mi scrii și mie cuvântul ăsta, sau nu-mi faci și mie un material despre... Și atunci zice, ba da, trimite-mi un punctaj și îți pregătesc. Da, deci dar e exact era mai, mult cineva. Mai concentrat pe el, probabil, pe partea lui profesional. Da, era altfel. Era. Da, el era obișnuit să fie el tot timpul în față, eu eram obișnuit să fiu eu tot timpul în față. N-a mers. Știi că și Andreea Marin și Ștefan Bănică, unul dintre motive, cred, da, ăsta, clar, la, mi-am dat seama. Baza despărțirilor. Mi-am dat seama, pentru că erau amândoi, cum am zis eu, două săbii, erau amândoi în prima linie, erau amândoi vedete, dar vedete acolo de prima mână. Da. Și atunci exista și o invidie pe... Profesională sau nu știu, sau succesul de... celui. Da. Da. Iar pentru bărbați e greu și, să duc așa regulă, ceva. Pentru unii, ca să nu generalizăm. Și nu e în regulă. Pentru unii, da. Mai ales că ei, atunci când aleg femeile, nu le aleg pentru că sunt niște necunoscute. Sau pentru că, nu știu, au niște... Nu. Ei l-au văzut deja acolo. Meserii care deja nu sunt neapărat cariere. Acolo sus, pe firmament, cum se zice. L-au văzut acolo la televizor, l-au văzut în lumina rampei, l-au văzut în aplauzele publicului. Și să le transforme în niște persoane care stau în umbra lor,
Da. Parcă nu e bine. Cum a reacționat Darius? Da, uite, și pe Andreea Marin și-a luat acum un diploma. Da, așa este. Și și-a declarat, chiar a fost aici, că este exact cine trebuie. Exact, și a zis că este perioada din viața ei în care este cea mai echilibrată. Iată. Da. Deci, acum am înțeles. Cei care au meserie de diplomați, bărbații, sunt da, trebuie să stea lângă doamne care, uite, da, au o meserie în lumina rampei. Cum a reacționat Darius când ți-a refăcut viața? Nu prea bine. Să știi că e un om foarte puternic. E un om foarte puternic în momentul în care... L-a răcăit un pic. Probabil, dar eu am anunțat ca să nu se afle din alte părți și să nu se afle de la mine. Cum ai făcut? L-ai sunat și ai zis, nu, uite, vezi? Nu, stai să spun, că n-a fost chiar așa. Nu! Eu te-ai gândit la o întreagă... Până am fost în luna 8-a, nu s-a văzut că sunt însărcinată. Și dacă așa, nu s-a văzut că sunt însărcinată, nici n-am zis. Deci tu când ai venit cu vestea, cu mai multe vești odată ai venit. Nu, ți-a apărut în presă. Ok. Motiv pentru care am dat un interviu la Q Magazine. Da. Am vorbit cu Florian. Floriana Jucan. Da. Și i-am dat un interviu, am zis, uite, sunt însărcinată, vrei să-ți dau ție un interviu? Wow, da! Da! Bine, i-am dat ei un interviu, a apărut interviul și l-am sunat pe Darius să-i spun, vezi că am dat un interviu, eu sunt însărcinată, ca să știi să nu te întrebe colegii de partid ce se întâmplă. Dar știa că ești într-o relație cu Andrei? Sau... Cred că știa ceva de la Sara. Ok. Cred că știa ceva de la Sara. Repede, cine e Andrei? Cu ce se ocupă? Ce face? Cum? Cu siguranță. Da. Cred că Sara îi spusese că nu, da, nu am... Adică da, am avut grijă, de la bun început am avut grijă ca Andrei să se înțeleagă cu Sara, Sara să se înțeleagă cu Andrei, contează foarte mult. Corect, așa este. Pentru că te admir pentru felul în care și voi sunteți o familie. Așa e, contează și, enorm, că altfel și n-au cum ai grijă să funcționeze. De copiii lui Mădălin? Yes, așa este. Ca de copiii tăi. Și așa e normal, sigur. Și atunci, deci a apărut articolul, eu l-am sunat, nu mi-a răspuns, că era într-o ședință și m-am trezit pe urmă spre seara cu telefon și mi-a zis direct felicitări și zice, auzi, cum îi spunem Sarei? Și atunci a fost, zic, stai liniștit că m-am gândit, am grijă cum o să gestionez eu problema și zice, numai să nu sufere Sara, în rest nu mă interesează nimic. Felicitări, să fie într-un ceas bun, să fie copilașul sănătos, dar să nu sufere Sara. Am grijă. Deci asta a fost. Povestește, totul e foarte frumos, adică totul e cam, nu film, că nici un film, adică... Nu e, că, adică toată lumea, toate personajele implicate au reacționat tot timpul minunat. Nu reacționează ele tot timpul minunat, zâmbești, zice, haideți că vedem cum rezolvăm. Știi, întotdeauna, asta este... Zâmbești, încerci să transformi piedica în provocare, înghiți în sec, îți pui mâinile în cap, zici, Doamne, mi-ai dat-o și pe asta, bun, hai să vedem cum o duc, că ce să faci? Și sigur că în final când povestești despre că noi ținem minte lucrurile frumoase, da, greutățile nu le mai ținem minte. Pentru greutățile astea, din procesul ăsta de armonizare, așa, ai plâns? Au fost momente în care ai plâns, în care... Sau, nu știu, te-ai enervat sau ai suferit? Uite că aici nu am... Aici nu am... Capul de pereț nu te-ai dat. Nu, sunt alte. Și mă bucur că de-a lungul timpului am învățat să mă stresez pentru lucrurile care, într-adevăr, sunt stresante. Știi? Adică sunt lucruri grave care se întâmplă în viață. Adică atunci când ți-ai dat seama că nu mai merge relația cu fostul soț, când ți-ai dat seama că gata, nu știu, sau... se rupe sau că îl simți. N-ai plâns niciodată? Nici nu mai știu. Dar uite, mi-aduc aminte că îmi spusese cineva, la un moment dat, lucram împreună de vreo 7-8 ani și mi-a zis, Avina, nu te-am văzut niciodată plângând. Și zic, mă, e bine că știu să ascund lacrimile. Păi și nu e greu. Nu, este. Este, dar... Uite, pe tine nu mi te pot imagina plângând, nici nu cred, dar cred că ești om, că nu ești... Ba da, am plâns și la televizor în diverse situații, și de nervi, și de suferință, și de toate felurile.
Da. Serios? Eu tocmai eu plâng foarte repede, foarte repede. Atunci și trece supărarea. Deci, credem, am avut invitații aici care mi-au povestit diverse chestii, am plâns cu ei, adică nu, da, empatizez foarte. Empatică și mi-e ciudă, da, pentru că vreau să-mi țin lacrimile, nu e vorba că, na, să pot să maschez exact cum spui tu. Câteodată chiar mă împiedică să fac treaba, nu neapărat aici la emisiune, dar în general, adică nu mă pot abține. Empatică sunt și eu, nu e o problemă aici, dar plânsul care denotă slăbiciune nu mi-e drag. Nu ți-e drag, nu? Nu. A, că plâng de emoție, asta este altceva, dar nu de slăbiciune, nu. Nu-mi plac, nu mi-a plăcut niciodată și nu, așa cum nu mi-a plăcut niciodată cât am fost în zona politicului, victimizarea. Victimizare. Nu. Oamenii au nevoie de oameni puternici care să-i ajute, care să-i sprijine, care să fie lângă ei atunci când au greutăți, nu de oameni slabi. La ce avem noi nevoie? Nu avem nevoie de învingători, okay, de lideri. Știu, dar poți să duci acasă, să-ți pui capul în pernă, nu te vede nimeni, da, și da, tragi un plâns, da, și știu, te eliberezi. Cine spunea la un moment dat că plângea în baie sub duș. Că nu se văd lacrimile și nici nu strică tenul. Așa este și nici nu rămâi cu ochii umflați după, da, aceea. O să luăm o scurtă pauză, așa, de publicitate, Lavinia, și revenim.